Care sunt cele mai grave probleme cu care se confruntă județul Vaslui pe sistemul acesta social? Care să fie dintre ele? Vă dați seama, lumea este săracă. Sărăcie, în primul rând. Urmează să răspund în termen de 60 de zile, am înțeles, trebuie să răspundă Ministerul aceste dosare. Noi doar întocmim dosare. Banii nu dăm noi de aici, de la direcție. Ei vin direct la București, vin. Cum ați înțeles, dar nu există specificată legislație obligativitatea unei instituții de a răspunde celor care solicită ceva? Unei instituții a statului? Păi noi facem dosar, ancheta și trimitem la București. București nu are... Dăm un răspuns. Păi dar într-un termen de a spus, se pare 60 de zile, adică nu știți termenul când... De exemplu, oamenii. Da. Ce sume vor primi? Un minim și un maxim? Păi noi depunem o... Să zicem între 5 milioane, adică între 500 de lei, 1000 de lei, în funcție de fiecare anchetă, în funcție de fiecare rezultat. Ce informații ați asimilat până acum despre direcția pe care o conduceți? Bine, mai aveți și alte întrebări? Păi bine, asta e legat cu... De profesie, nu de funcția pe care o aveți. Haideți să încheiem, da? Dar vreau să vedeți că prestația dumneavoastră ajută PDL-ul în această campanie. Dar ce legătură are PDL-ul cu mine? Păi cine v-a pus în funcție? Deci cum ați ajuns în funcție? Cum ați ajuns în funcție? Ce legătură are PDL-ul? A fost un concurs? Dar Mariana are legătură cu dumneavoastră. Am înțeles că a fost un concurs la București, nu? Concurs a fost? Da, s-a depus. Ce candidat s-a mai pus? Pentru din toate ție. Nu toate țara, la Vaslui mă refer. Nu știu, nu am făcut lista cu candidații. Se cheamă interviul acesta dumneavoastră. Deci nu e concurs. Concurs în momentul în care se scoate susținerea o tematică... Susținerea proiectului de management, da. Exact, susținerea proiectului de management. Corect. Ce ați susținut în fața comisiei? Despre ce ați vorbit? Ce conține proiectul dumneavoastră de management? O zi bună. Asta conține. O zi bună. Da. Nu știu ce să spun așa. Dacă aveți întrebări legate de direcție... Păi vrem întâi să vă cunoaștem. Să știm și noi cum ați ajuns aici, ce calități aveți, ce tangență aveți cu acest domeniu. Nu e normal. Dacă aveți întrebări legate de direcție, mi le spuneți, mă informez și vă dau răspuns. Sunt întrebări la care nu trebuie să vă informați, având în vedere că sunt legate de dumneavoastră. Dacă privești direcția... Deci vreau să ne povestiți puțin despre traseul profesional. Unde ați mai lucrat? Ce ați făcut până acum? Dacă privești direcția, puneți întrebări, mă informez și vă răspund. Dacă privești direcția. Dar haideți să revenim la tine. Păi, în momentul ce sunteți în fruntea direcției. Păi, eu ce-am spus acum? Nu e normal să vă cunoaștem legat, întâi pe dumneavoastră. Întrebări legate de direcții. Dar așa se întâmplă de obicei. Orice director care vine pe o astfel de funcție se prezintă. Știu cum se întâmplă. Păi, dacă știu cum se întâmplă. Știu cum se întâmplă. Știu cum se întâmplă. Știu cum se întâmplă.